Papa Francisc a recunoscut oficial martiriul preotului Anton Durcovici, episcop al diecezei romano-catolice de Iași, după o cercetare documentară care a durat 16 ani. Astfel, preasfințitul Anton Durcovici va fi înscris în rândul sfinților Bisericii Catolice, iar ceremonia beatificării va avea loc la Iași anul viitor, cel mai probabil în luna mai. Anton Durcovici s-a născut în Austria în 1888 și s-a stabilit la Iași când avea 6 ani împreună cu mama sa. A devenit episcop al diecezei de Iași în 1947, când a fost numit de Papa Pius al XII-lea. În 1949 a fost arestat, iar 2 ani mai târziu a murit în închisoare în urma bătăilor și a înfometării. Este un erou al poporului nostru, al bisericii noastre, un martir, unul care, din iubire față de turma sa, și-a dat viața la Sighetul Marmației și sigur că acest lucru reprezintă un adevărat gest de iubire supremă. Procesul de canonizare a început în 1997, iar documentele strânse au fost studiate de mai multe comisii teologice și istorice. S-au adunat mărturii, s-au adunat diferite documente, s-au făcut mai multe cercetări. Apoi, în anul 2010, a început faza romană. Aceste documente au fost duse la Roma în analiză. Congregația pentru cauzele sfinților a analizat îndelung aceste documente. Personal, pot spune că am avut bucuria de a-l întâlni în Ghereiești, în satul meu natal, unde am fost miruit. Miruit în regim de urgență, pentru că aveam doar 7 ani. Se știa că vor fi timpuri grele și episcopul umbla din parochie în parochie pentru a celebra sacramentul Sfântului Mir pentru copii. Eu l-am cunoscut și am asistat la slujbile lui când eram așa. Noi îl priveam ca pe un sfânt de atunci. Cred că va fi un eveniment foarte important după cel al beatificării din 1983 al prefericitului Ieremia Valahu, dar care a trăit la 1600. Aici este vorba de un episcop care a slujit în perioada dinainte și după al doilea război mondial. Ceremonia beatificării ar putea avea loc anul viitor la Iași. Discutăm pe această temă cu părintele Cornel Cadar, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Romano-Catolice de Iași, care se află în legătură telefonică directă. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor! Părinte, ce înseamnă această beatificare pentru dieceza Romano-Catolică de Iași? Este o mare bucurie, este în același timp o împlinire a așteptărilor credincioșilor și preoților din dieceza de Iași. Ei s-au rugat, ne-am rugat cu toți în acest timp ca martirul Anton Durcovici să fie înscris în calendarul Bisericii Romano-Catolice și iată că a venit împlinirea acestor așteptări și acestor rugăciuni odată cu vestea care a sosit ieri de la Vatican, că Sfântul Părinte, Papa Francisc, a recunoscut martirul episcopului Anton Durcovici, urmând ca să se celebreze beatificarea sau ridicarea lui Anton Durcovici la cinstea altarelor anul viitor. Cu atât mai mult cu cât este prima beatificare la Iași. Într-adevăr, este prima beatificare la Iași, bucuria este cu atât mai mare și trecem să ne organizăm, așteptăm cu nerăbdare evenimentul acesta al liturghiei în care un reprezentant al Sfântului Scaun, probabil tot același cardinal, Angelo Amato, va participa la liturghia de la Iași, prin care va fi declarat fericit Anton Durcovici. Părinte, ce presupune o astfel de ceremonie? Este o liturghie în care se citește decretul care vine din partea Sfântului Părinte Papa Francisc. Decretul este citit, așa cum vă spuneam, de reprezentantul său, probabil cardinalul Angelo Amato, așa cum a fost la București. O liturghie în care se citesc lecturi din Sfânta Scriptură și în același timp se înalță rugăciuni de mulțumire către Dumnezeu pentru acest dar pe care ne l-a făcut ca Anton Durcovici, episcop de Iași, care a fost și a călcat pe aceste meleaguri, să fie înscris în calendarul Bisericii Catolice. Când vom ști mai exact data?
Cât de curând vom afla data, deja s-au avansat și chiar și dumneavoastră ați spus în emisiune, probabil va fi mai, dar nu știm exact, mai pentru, ne-am dorit să fie mai pentru că el s-a născut în luna mai, dar în funcție și de agenda reprezentantului de la Vatican. Părinte, vă mulțumesc pentru intervenție. Noi continuăm jurnalul.